au lăsat tăgăduia lui Dumnezeu. Când femeia nu mai este, tătrostul se duce la vale. Multe sunt de făcut în casa omului și dacă nu e rânduială la treabă, apoi nu îi mai dovedește. Ai o fofo, foaie verde și una, foaie verde și una, ai covenit primăvara și-o-n frunță-ți și frunza, și-o-n frunză-ți și frunza, dar și-o-n frunză-ți și frunza. La vremea asta poți pune cânipa în pământ. Dumnezeu a lăsat femeia să aibă asupra ei rânduiala. Iar bărbatul, plugul și câmpul. Iar Maica Domnului i-a dat femeie furca, fusul și cânipa. Și i-a zis așa, tu femeie, să îmbraci cu mâinile tale tătă casa și pități căsări. Pități și din casă. Dar să știți că nu se pune oricum cânipa. E și acolo rânduială. Cânipa se pune așa. Iei sămințele și le pui într-o strachină de lut. Mai iei o sapă și un ou de găină și te duci și te pui în marginea ogorului. Și arunci ouul cât poți tu de sus. Și în timpul ăsta spui așa. Cât de sus ajunge ouul ăsta, atâta de înaltă să-mi crească mie cânipa. Și după aceea gata. După aceea pot să mama. Și unde cade ouul, să nu uiți să tragi țărna cu sapă. În toate părțile, să tragi bine de tot. Și iar să spui, ori spui cu glas tare, ori spui în gând. Așa cum acopăr eu oua asta, așa să fie acoperite toate bolile și toate nacazurile și toate belele din casa mea. Ai o fofo, și-am să-s verde mărgărit, și-am să-s verde mărgărit, ai, ce stai, codrule palit, nu vezi cucuc a venit, mititel și n-a căjâta și o lăsat, n-o mai găsit. C-o lăsat pe puica fată și-o aflat, o măritat. Cânipa-i sfântă. Apoi nu cânipa îl împacă pe om. Dacă ai o șerere mare de la Dumnezeu, e câteva fuioare de tors de la niște femei. Și le torci pe plată, adică le torci pe bani. Și cu banii și ea, dă o liturghie la biserică. Și ai să vezi că nu se poate, nu se poate să nu se îndeplinească. Că e sfântă. Să știi că e sfântă cânipa. Doamne, și cât e cânipa asta de chinuit. Câtă muncă este la cânipă. Să nu dea Dumnezeu să te hrănești din furcă. E tare greu. Ai mai văzut dumneata pe unul care să îmbogățească din furcă? Ia că n-ai văzut. Ei, și cânipa mai este bună de leacă. Da? Pentru multe boli. Și în acazul e bună cânipa. E bună așa, pentru vierme. Pentru rac e bună. Și pentru junghi. Era odată o femeie care tare multă treabă avea. Și-a apucat o durere de șele, dar nu așa. A apucat o durere că nu se putea mișca din pat. Și săraca avea multă treabă. Da. Multă treabă avea, că avea și nuntă la fată în vază. Și apoi a venit o vecină de ei, tare pricepută și știută. Și-a făcut niște pomadă din cânipă.
Cânepa are și partea bărbătească care se cheamă Haldan. Și Haldanul acela are o bot așa, care are o gaură pe mijloc și e tare, mai tare decât cânepa. E din bota aceea să fac leacuri. Și-a făcut ea o pomadă și-a venit și-a început să o trage pe femeie. Și-o trăge așa, și-o trăge pe tot trupul. Și după aceea o întors-o cu spatele în sus și iar a început să o tragă. Și în timp ce făcea așa, în timp ce o apasa cu mâinile de cât putea de tare, și rostea niște cuvinte. Acum, eu n-am să știu toate cuvintele, dar am să le spun așa cât îmi aduc aminte. Stai junghi, nu junghi. Că din îi sta munca câmpului ți-o-i da. Munca cânipii ți-o-i da, iertați-mă. Când mă duc la samana, și mă duc la cules, și mă duc la tochit, și mă duc la scos din baltă, și la întins, și la uscat, și mă duc la bătălăieț, și la merițat, și la periet, și mă duc la tors, și mă duc la ripanat, și la urzit, și la nividit, și la țăsut. Și iarăși mai trăge așa, și nu crede mă ta că s-o sculat din pat și s-o apucat femeia de treabă. Ia ca așa. Dar să știi că nu numai pentru om e bună câteva. E bună și pentru animale, e bună și pentru câmp, e bună și pentru sarzavaturi. Ia ca iei niște sămânță de cânipă și arunce așa, pe sarzavaturi. Nu se mai apropie o mizmie. Și în timpul ei sta, mai murmuri așa și un cântecel, un descântic murmuri. Ui, e tot ca e rup. Nu torcaie din foioare, ci torcura viermilorul. Viermilorul cu cilorul și gura păsărilorul. Să nu poată mânce varză, să nu poată mânce varză. Varza să poată să crească, lumea să se hrănească, lumea să se hrănească. La vremea asta, cânipa de ianvarie trebuia să fie gata, că apoi tot iarna ce-ai făcut? Știți când sculcau femeile? Sculcau, eu nu știu dacă dormeau 3-4 ceasuri până. Și ca să știe că trebuie să culce, doar ceasuri n-am eu. După ce tătă casa dorme, el mai torce 3-4 caiere de lână, să mai țăsă vreo 3 coți de pânză și după aceea sculca. Și dimineața soarele nu o prinde în pat, Doamne ferește. Nopțile erau lungi. Și apoi ele se mai adunau la oaltă, ca să fie mai cu spor. Să le fie mai ușor. S-adunau, lucrau, aduce de acasă fiecare ce putea. Și spuneam povești. Că mai era și credința că de casa unde să spun povești, nu s-a apropiat și de rău. Doamne, și câte povesteau. Povestea una, că era trăie într-un sat odată. O fată, tare năcăjântă, tare amărâtă, orfană de nipitică, și apoi, ce să vă spun, o mai ajuta lumea cu câte ceva. Și-o crescut de acum mărișoară și era hărnicul, să știa să facă de toate și el. Era și frumoșică și cu minte, dar nu știți cum e dumneavoastră, dragostea e bună. Dar când ai ce pune și nu am. Și-a sfătuit-o unul să se ducă să-și cate noroc în altă parte. Și-a plecat, iată fată. A plecat să-și cate noroc. Că s-a gândit ea așa, dacă norocul nu a găsit-o până la vremea asta, numai că o așteaptă el întâi undeva. Și-a mers, dar nu a mers mult. Și-a dat de lume noroacelor. Și lumea aceea era o lume cam tot așa cum e lumea noastră, cu nacazuri, cu bucurii, cu jele, cu...
Iar norocul omului avea legea, avea legea lui și el. Adică unul muncea până să spete, altul o ține numai în chef și într-o petrecare. Și întreabă fata pe unul, întreabă pe altul și dă cu crucea taman în norocul ei. Un moșneac bătrân, săracul și năcăjut și plenduros, fără dință în gură, trage dintr-o lule. Și îi zice moșul: api, draga moșului, draga moșului, după cum vezi, norocul tău cam așa arată. Așa că eu îți zic să te întorci de unde ai venit. Pune umărul la greu, vezi-ți treabă cum ți-ai văzut și până acum și lasă că îi da tot de un cap. Și sunt toți fata acasă. Și lumea cum e lume. A început să o întrebe. Unde, cum, o văzut, ce-o văzut, ce-o făcut? Și fata tăce. Și tăce. Și deodată a început a cânta. Ai făi verde ca bubu, că mândră floare norocul, dar nu crește în tot locul și nu l-are tot omul. Că norocul e mândră floare, dar nu crește tiptă prin carare, ai larcule și orșăcare, l-ar purta și la chiotoare. Că și el la samana, o ieși da s-o osca, ca tu să mănășe în piatră. Și răsărită totodată. Ai, dar eu l-am pus și-am pus în ioc și n-o răsărit de loc. Ai, și l-am pus la loc târlit, nici un șirus, măi, și apoi lumea a început o chema pe așezător. Și-au cinstit, și-au îndemnat să mai cânte. Că și viața asta fără cântic, poate nu-i viață. Și la urma urmei, și cântecul, e tot norocul omului. Că la fereastră era mândrăvă, că bate vântul, că nipăvă, era fereastră la mândră, bate vântul când e plouă. Și când o bate iute-n floare, ai batea după bine moare. Ai când o bate iute-n floare, batea după bine moare. Și tot eu țăs la mumă sau-o, că tot eu țâns că m-a luau-o. Ai momă s-a losutuit-o, că a ridicat-o nit-o. Ai vădoi așa ce-o m-a tati, ai dimenit-o tare parte. Ai și-i mai zis și momă s-a că nu fac nici-o parau-o. Ai vai de mine cu ei placă, paraluță fac-o. Ai și-i mai zis și mumă-san că nu fac nici-o parau-o. Ai vai de mine cu ei placă, multe paraluță fac-o. Și povesteau femeile, și povesteau care mai de care, că fii la fiecare, vine rândul să spună câte poveste sau să dă-te-o gândic. Ai foi verde, trist mișcării, pe deasupra acasă merii.
mai trece un stol din întunelic, trece un stol din întunelic. Ai dat noi stol din întunelic, că-s tot dragostii mele. Ai dragostii iar vară, le-am uitat pe prisma afară. Ai nu știu vântul, le-o luat-o, ori porșinii le-o mâncat-o. Ai șăpticari din uieli, de muțări, de gurele, de șaira, șaira, șaira. Ai să mă învăța săruta, leli la gurița ta, șaira, era, șaira, era, era. Ai să mă învăța săruta, leli la gurița ta, șaira, era, șaira, era, era. Ai șăpticare și un curme, dă-mi leliță ochii tăi, șaira, era, șaira, era, era. Ca nipa ca de Dumnezeu, ca să mor de dorul tău, șaira, era, șaira, era, era. Ca nipa ca de Dumnezeu, ca să mor de dorul tău, șaira, era, șaira, era, era. Hai de-a fi dorul vânzător, m-aș fa și negoțator, șaira, era, șaira, era, era. Ai să-mi aș pune șatra prag, și-aș gândi la dor cu drag, șaira, era, șaira, era, era. Ai să-și gândi pe sub parete, cu rândul și pe la fete, șaira, era, șaira, era, era. Și lucrau femeile, dădeau zor, că până în Paște trebuia să fie gata. Era o vorbă, cine țăsă în postul mare, pânză în ladă nu mai era, adică pânza din ladă nu mai era. Că era de acum croită și aștepta să facă izmenică, meș și așa mai departe. Și mai era o vorbă, cine țăsă de spas, are pânză de rămas, adică are pânză cât are, zace prin ladă și oamenii nu prea aveau schimburi pentru Paște și nu exista să nu te înnoiești de Paște. Știți vorba aceea, Crăciunul săturul, Paștele fudurul. Adică dacă de Crăciun trebuia să ai cârnați, slănină, caltaboș și oalele cu jumări de Paște, de casa trebuia să fie înnoită. Puteai să ai tu 10, 12 copii, pe tăți trebuia să-i îmbraci de Paște, că altfel erai de râsul lumii. Și fetele cele mari trebuiau și ele să-și coasă cămeșa. Celelalte de lucru se chemau cămeșoare. Astea se chemau cămeș. Iile s-o leacă mai noi. Și coseau. Și se mai ascundeau una de alta. Cămeșa ei să fie cei mai frumoasă și să nu-i furi careva modelul. Cât, cu cât era cămeșa mai frumoasă și mai aleasă și mai înflorată, cu atâta fata avea mai mare căutare. Și apoi, de Gioia Mare, nu mai găsai în casă nici tufurcă, nici fus, nici vârtelniță, nici statele, tăti erau scoase afară câteva zile înainte de Gioia Mare. Măturai repede ca să scoți lenea. Și dădeai și un var ca să împrospătez și să aștept să vină, să vie Sfânta Sărbătoare. Și mai era ceva, venea Joimărița. Și Joimărița nu face niciun rău la lume. Doar numai așa într-un an odată, și anume Joia Mare, la satul Dumnezeu, să facă rânduială strașnică pentru fetele și ele mari, să le întrebe și-o făcut peste ea. O tors, tortul, o țăsut pânza, dar cu cânță și feștila, și-o făcut. Și pornește e cu un hârb prin cujară în mână
Și pe unde află fete mari trândave și puturoasă, o el de pe la poartă, ca popa cu Iordanul la bobotează. Putea câț, putea feștilă, putea lene de copchilă, putea pânză nițăsută și a nevastă nebătută. Vreau să mă iertați, nu-i politic corect, dar... Așa. Și apoi intra în casă. Și în loc de binecuvântare, le băga cu deștele în hârbu cu jar. Că adică lașeau ele dejde, dacă tot nu fac nică cu dânsul. Hai fost și iar fost, unde boala te-ai ascuns? Hai fost și iar fost, unde boala te-ai ascuns? În criță și-ntre spate, paște-o ia pe-nchedicată, în criță și-n fruștei, paște-o turmă de purcei. Când mă duc în șezătoare, cu flori la chemătoare, își-mi arunc ochii între fete, mă-ntrai cu pastaua verde. Ai fost și-ar fost, unde boala te-ai ascuns? Ai fost și-ar fost, unde boala te-ai ascuns? Întriță și-ntre spate, paște iapă chedicată, întriță și-n fruștei, paște-o turmă de purcei. Măi, Ioane, Ioane, ia-ți carunii zabrei și-i dă fân cu floriștieni și vin la mama din mașterii. Și nu încep pe un lucru de seamă. Doamne ferește! Vinerea? Vinerea nu speli. Că e ziua sfinte. Și nu te apoși să-i feștelești ziua cu leșii și cu zoi. Să mâine. Fost odată o femeie în care s-o apucă de spărat cămeși. Cam am de ziua ei, că n-avea timp altă dată, știi, n-avea vreme. Bărbatul era plecat în cărăușii. S-o apucă femeia de spălat de dimineață. Și-o spălat e... până spre sară, că s-au adunat multe cămeșe. După ce zolit e cămeșele în două leșâi, s-au apucat de turnat peste ele. Și-au turnat e așa vreo două și au unii plini cu crop. Și numai și vede înaintea ei o babă. Și nu zice nica babă, numai spune pe pris, și spune pe la femeie cum toarnă și bă. Și deodată îi zice, care ești ostenită, dragă mătuș? Du-te în casă, știu eu din Ioleacă, cu turnaie pe cămeș. Femeia intră în casă, dar nu știu cum o cuprinde așa o spaimă. Și iese prin spate și prin popușoi și se duce la o vecină de ei mai știută și mai pricepută ca să-i zică de babă. Aite, mine și de mine, dar păi asta e babă.
Femeie nepricepută. Aia stai sfânta vine și o vine să te pedepsească că-i feștele zoa, cum leșâie și zoi. Du-te la bine, du-te la bine în ogradă. Și-i străga câtea ține-i gura. Arb pădurile sfinte vine în criirii munților. Ce trebuie de făcut. Și-o întors tăti hârburile cu gura jos. Și cratiță, și oală, și ulcică, și strachină, tot și oala de la lapte, și găleata, toate le-o întors, tăti-o le-o întors cu gura jos. Și spânta vine, a început să strânge. Ulcică, deschide ușa. Asta nu putea, era cu gura jos. Strachină, dă drumul la ușă. Și asta tăce. Și-a s-a dus. Așa era. S-a făcut răcoare. Tătă noaptea a plouat și pe la 4-6 a prins a ninge. Asta-i dochea. Și 12 zile s-a ii. Șase cu vremire bună, șase cu vremire. Sărbătorile femeiești tare trebuie păzute mai tare decât cele bărbătești, că femeia e mai iute. Ea încearcă ceva în ziua lui Chirica, Marina, Catrina, Nicufioasa și vede de Sfântul Gheorghe, ori de Sfântul Nicolae, nu ține, ca că bărbatul e ca Sfântul Soare. El într-una luminează, dar femeia e ca luna. Câteva zile, cât e plină, luminează noaptea ca de la soare și după aceea iar sunt unică. Așa-i femeia.
castrat și asistat la o repetiție cu public. Pentru că i-am făcut scenariul acesta zilele trecute și n-am apucat să-l fixez, că trebuie timp să se așeze în tine și să nu mai ai nevoie de el. Dar mie îmi place tare mult să scriu, așa că l-am scris pe caiet și am de gând pe caiet ăsta să-mi scriu toate scenariile. Că am făcut pentru primăvară, pentru vară. Fără soarele. A fost minunat. Da? Fără soarele. Eu nu să știu cum o porni dragostea între cei doi. S-o zămesc de bună seamă ca orice dragoste pe lumea asta. Că boala asta nu sunt un mic. De-ahi slugă boierească. De-ahi pluga. De-ahi cheie de biserică. De-ahi pastar de craie. Totul meu. Merge Sfântul Soare într-o zăpișer și suprește el de-a mează să hodinească când avea o leacă de aghiazmă și a mâncat o preascuri. Și să uite el înspre pământ și vede fata. Unde iasă? Și atât era de mândră fata și ea că s-a oprit Sfântul Soare și s-a tot uitat la el și a lăsat razele sângurii să ardă cât a vrut și greu s-a mai putut desprinde să meargă mai departe. Și ajunge el seara acasă. Și repede mă s-a tămeșat și a s-o iau spele mare și întreabă la ce-i făcut. Cât pește era să arstă trâul la mine? Soare. Soare. O să snică. Dar totul rămas cu gândul la fata aceea. Cine știe ce mi-a trece pe cap.
Să știți că acolo de unde vin eu este o, este o lege. Când asculți o poveste, ori spui Bogda Prosti, ori spui și dumneata una. Sunt dumneata una. Ce alegeți? Bogda Prosti. Bogda Prosti. E prost Bogda Prosti. Nu spun o poveste, dar vreau să vă întreb dacă avem voie să vă rugăm să ne cântați un cântec, Nevasta Fugară, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și care este tot despre o femeie, că astăzi e 8 martie, și despre destinul femeilor în vremuri mult mai grele decât cele pe care le petrecem noi. Da. M-am gândit mult, ce să vă cânt eu dumneavoastră? Nu se potrivește cu timpul, dar de ce? Pe colind de război. Dar... Orice se potrivește cu orice, odată ce bărbatul se potrivește cu femeia. Asta spunea Cioran. Mulțumesc mult! Dar se potrivește. Chiar m-am gândit astăzi, ce aș putea eu să vă cânt? Să vă cânt ceva de veselie, de dragoste, de ziua femeie. Dar pentru mine femeia este mama și este bunica. Și și rude bunici care au fost înaintea lor. Pentru că de la fiecare am luat câte ceva. Fără să-mi dau seama. Prin sângele meu curge sângele lor, prin venele mele. Și atunci m-am gândit să le aduc aici. Aici între noi. Așa cum erau ele atunci. Cu grijile lor, cu necazurile lor, cu bucuriile lor și cu forța aceea uriașă care nu știu de unde venea și cu toate mijloacele, toate posibilitățile pe care le aveau ca să conducă lumea. Și toate mijloacele acelea se aflau, culmea, în poalele ei, în poalele în care își legăna pruncul. Acolo. Uite aici, era tot. Extraordinară este femeia. Extraordinară. Acum, dacă n-am amintit și numele bărbatului, nu înseamnă că el nu este extrem de important. Dar mai am un scenariu și pentru asta. Pentru altă dată. Am auzit un boce din Montenia care era așa. Marini, că ei tot cu marinile au. Femeia fără om. Unde te-ai dus tu, Mărini? Cum era bocetul? Îi confund acum, nu știu ce înseamnă bocetul. Bocetul are structura lui. Nu un cânt de coarecare. Mărini, unde te-ai dus tu, Mărini? Că femeia fără om e ca țara fără domn. Femeia fără om e ca țara fără domn. Da, femeia era femeie și bărbatul era domn. Care avea atribuțiunile lui extrem de importante și serioase. Dar o să vă cânt ceva. Și mie îmi place foarte mult Nevasta Fugară. Dale, dale, dale.
avem.